În două școli din sectorul 6 al capitalei, elevele au la toaletă dispensare cu absorbante și alte primării din țară vor să preia exemplul. În paralel, există o lege în Parlament care prevede ca fetele din familiile defavorizate să primească tichete sociale de 15 lei pentru un pachet de absorbante. La noi, discuțiile despre ciclul menstrual se află în continuare într-un nor de mituri și de rușine. Inclusiv pronunțarea cuvântului menstruație se face cu voce joasă. România, prin diferite inițiative, încearcă să pășească pe urmele Scoției, unde sunt distribuite gratuit absorbante și tampoane elevelor. Ca urmare, 60% dintre fetele scoțiene au spus că au putut să-și continue activitățile de zi cu zi în perioada menstruației. Sunt atâtea studii care arată că sunt eleve care lipsesc de la ore în zilele de ciclu menstrual, din cauza că nu au absorbante, a spus deputata Oana Țoiu într-o dezbatere organizată pe data de 26 mai. Cu două zile înaintea zilei internaționale a igienei menstruale de asociațiile ele sunt și pe stop. Proiectul de lege împreună pentru fete prevede acordarea unor tichete sociale în valoare de 15 lei pentru procurarea de absorbante și tampoane fetelor din medii defavorizate.